Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, vom despacheta un colet de la cei de la Lira. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru colet pe care îl am chiar aici. Vom trece imediat la despachetare și vă voi lăsa chiar aici Instagram-ul și în descriere toate link-urile de unde puteți achiziționa și voi cărți de genul. Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe. Nu uitați să-mi dați un follow ambelor conturi de Instagram, cel personal și cel pentru cărți, fiindcă m-ar ajuta enorm follow și spamul de inimioare. Am aici trei cărți, deci o să vă citesc frumos de pe spate și zic să începem fără să mai vorbim atât. Am aici prietenul meu. Sper să nu tai nimic ce nu trebuie tăiat, după cum știți, că zic mereu. Bun. Ia să vedem care e faza. O să încep cu scociu. Dacă mi-ia prea mult, o să dau eu pe speed, dar nu cred să-mi ia foarte mult. Că pot și cu mâna după ce am tăiat scociu. Bun. Ia să vedem. Gata, deja văd cărticelele. Sunt foarte bine protejate. Văd bule și foarte bine. Ok, am reușit. Aici sunt cărticelele. Ia să vedem. Aoleu, era să-mi cadă ceva. Și aici avem cărțile. Să văd ce scrie pe aici. Ok, bun. Așa. Hai să... Mamă, da, e foarte mult scotch acolo. O să tai eu. Frumos, așa. Are și scotch, nu doar folia aceea. Ok, perfect, cu bule, gata. Prima carte, dacă reușesc să o scot. Wow, am și semne de carte. Vai, ce drăguț. Ok, hai să vedem. Deci, am aici semnele de carte. Foarte drăguțe, sunt 5, dacă văd eu, da. O să vi le arăt pe fiecare pentru că sunt foarte frumoșele. Urme pe nisip, așa arată. O să le și scot din țiplă. Trecem după aia la cărți, că sunt mai... Ok, sunt punctul culminant. O să desfac. Dar sunt foarte, foarte drăguțe semnele de carte. Chiar arată super fain. Și eu sunt genul de persoană care nu poate să citească de două ori la rând cu aceleași semne de carte. Și trebuie să le tot schimbe. Deci avem urme pe nisip, avem ăsta aici, foarte, foarte drăguț. Și aici scrie, într-o noapte am avut un vis. Așa, deci îmi tremură mâna halul ăsta. Și aici avem probabil un citat. Nu cred că se vede, dar citatele de pe semnele de carte nu stau să le citesc. După avem tot unul în genul acela. Ia să vedem. Dar sunt foarte, foarte bine înfoliate, da? Cred că există cuvântul ăsta. Avem tot ce ți-ai dorit vreodată, este în cealaltă parte a fricii. Din nou cu chestia asta foarte drăguță aici. Și pe spate arată cam așa. Bun, apoi avem încă un semn de carte, evident, v-am zis că trecem după aia la cărți. Nu uitați să intrați pe linkul celor de la Lira, vă las în descriere. L-avem pe următorul. Ok. Sunt foarte bine făcute și încă două. Vai, asta cred că e preferatul meu. Bun. Arată super fain. Arată cam așa. Și îl și scoatem de aici. Cam așa arată. Foarte frumos modelul, la fel și mesajul. Ok, și ultimul este unul turcoaz. Da, este turcoaz și asta îmi place mult. Mie îmi place foarte mult turcoazul, deci este semnul de carte perfect, care arată cam așa. Acesta nu are pe spate, este alb. Ok, și așa. Super, hai să trecem la cărți, că deja ne-am lungit. Am aici cele trei cărticele. Și o să încep cu prima, evident că doar nu încep de la final, dar să reușesc să și desfac.
Gata, gata, am ajuns la ele. Cred că le scop pe toate ca să nu mai stau apoi. Bun. Prima carte este Bobiță. Cred că toate trei sunt de autori români. Bun. Vai, dar ce ușor o să se citească și asta îmi place foarte mult. Deci, așa avem pe spate. Și cam așa e în interior. O să o citesc foarte repede. Avem și ilustrații. Ia să le și prezentăm noi. Of. Așa. Este scrisă de Valentina Mihaela Ghinea. Și avem și despre autoare chiar aici. Ilustrații de Andreea Atanasiu. Nu știu dacă am pus accentul corect, îmi pare rău dacă nu. Și hai să vă citesc puțin despre ce este. Vai, dar sunt niște ilustrații foarte drăguțe. Uiteți. Îmi dau un vibe așa foarte plăcinta cu mere. Doamne, cât de drăguț! Pe asta cred că o să o citesc în seara asta pe toată. Are doar 140 de pagini, dar, adică nu doar 100, dar are scrisul mare și sigur o să fie o lectură foarte ușoară și drăguță. Ia să vedem. Bobița este o poveste pentru copii, scrisă cu îndrăzneală și realism. O poveste despre prietenia dintre un băiețel și un cățel. Vai, ce drăguț! Și despre transformarea vieții unei familii. Bobiță, un cățeluș drăguț, apare în pragul casei ca o minune. Cum a ajuns acolo? Nu mai contează. Contează doar ce va aduce cu sine acest petic mișcător cu blăniță neagră. Răducu își primește prietenul mult dorit. Acesta presupun că e băiețelul. Aventura începe surprinzător și continuă în etape. Când crezi că totul s-a așezat, o luăm de la capăt. Bucuria, cheful de viață, isteria, ascunderile, căutările, pierderile, găsirile, răsturnările de situație, toate au un nume. Bobiță. Prietenia are un preț și acest preț este schimbarea. Îmi place mult și mi se pare foarte drăguță și autoarea. Da, în seara asta o citesc bine. O să fie probabil deja citită când vedeți voi clipul ăsta, dar mă rog. Apoi am de Corina Condre, povestea unui luptător. Îmi place foarte mult coperta. Și evident, titlul este unul sugestiv. În interior avem... Doamne, cât de mult îmi place scrisul de la editura asta și că sunt așa moi cărticelele. Iar scrisul este, nu știu, unul foarte ușor de parcurs, dacă mă întrebați pe mine, și frumușel, adică paginile nu sunt nici albe, nu sunt nici prea îngălbenite, sunt exact culoarea aia, cât să nu obosești, să nu se obosească ochiul. Și să vedem puțin pe spate, nu știu dacă v-am arătat spatele. Ia să vedem despre ce e asta, nu știu despre ce e. Așa. Povestea unui luptător este captarea reală a trăirilor Corinei Condre în perioada în care tatăl ei se lupta cu cancerul. Nu a fost numai lupta tatălui, ci și lupta întregii familii. Corina este cea care oferă o fereastră către perioada din viața unei familii lovite de încercare. Ne așteptăm la un tablou întunecat și plin de durere, însă nuanțele de gri sunt combinate cu multe roluri luminoase. Întrebările pe care le ridică această carte sunt unele dintre cele mai profunde ale ființei umane. Cum să trăiești cu suferința? Ce să faci cu durerea pe care nu o poți alina? Cum să trăiești cu paradoxul? Ce să faci când realitatea vieții nu se potrivește cu credința ta? Cum să-ți păstrezi dragostea de viață, de oameni și de Dumnezeu atunci când treci prin valea umbrei morții? Cum să oferi bucurie când inima e seacă? Cum să primești încurajare când durerea te absoarbe parcă pe de-ntregul? Cum să faci ca viața să continue când totul pare că se prăbușește? Cum să fii o încurajare în perioada de încercare? O carte sensibilă care te va ajuta să înțelegi valoarea credinței și a iubirii, indiferent de circumstanțe. Și vreau să mă uit așa să o răsfăiesc puțin. Cred că este scrisă la persoana întâi. Așa. Da, este scrisă la persoana întâi. Mie îmi plac cărțile de genul, adică n-am preferințe cu din ce perspectivă e scrisă, dar voiam să mă uit că eram curioasă. Și ultima carte este Psihologia inimii de Iulia Talmaciu. Nu știu să pun, nu știu că, cum este accentul meu, am problema asta, dar oricum vedeți aici numele dacă vreți să vă cumpărați și voi cărți de acești autori, de aceste autoare. Ia să vedem. Scrisul ăsta este puțin mai mic sau mi se pare mie? Ia să vedem. Pare mai mic. E oricum mai, cum să zic, îngrămădit, așa. Bun. O să vă zic după aia și câte pagini au fiecare, fiindcă... Ah, ce drăguț. Avem aici la sfârșit idei, observații, note. Ok, nu știu exact să vă spun despre ce... Asta chiar nu știu despre ce, dar o să vă citesc imediat. Când ochii se deschid către ființa interioară, să căutăm a o cunoaște, a o iubi și tot ce este frumos va ieși la suprafață.
Psihologia inimii este o abordare psihologică din perspectiva creștină a experiențelor vieții. Autorul îmbină experiența personală cu experiența profesională și oferă un instrument pentru înțelegerea de sine în aspecte esențiale ale vieții, precum adevărul, libertatea, autenticitatea, relațiile și conflicturi. Inima, adică acea privire înăuntru, este cheia pentru clarificarea viziunii personale asupra sinelui și lumii. De aici plecăm și aici ne întoarcem. Sună destul de bine, dar asta nu știu neapărat dacă e genul meu, o să o citesc probabil pe la final, adică începem cu astea două. Astea două mi se pare că se citesc foarte ușor și asta la fel, care o scris destul de mare, dar pentru cei care citesc genul ăsta de obicei, eu nu prea citesc genul ăsta, dar oricum pare foarte interesantă și îmi place și la ea coperta. Cam acestea sunt cărticelele, ia să le punem așa frumos. Abia aștept să citesc Bobiță. Chiar abia aștept, îmi place mult de tot povestea, mi se pare foarte drăgălașă. Nu uitați să-i căutați pe cei de la Lira pe Instagram, vă las aici din nou, bineînțeles. Și în descrierea canalului unde aveți link-urile de unde puteți cumpăra, de unde puteți achiziționa aceste cărți. Și eu zic că merită, sunt povești de copii și de psihologie, dezvoltare personală și toate lucrurile astea. Așa că, da, mergeți acolo și umpleți-vă biblioteca pentru că merită. Am aici și semne de carte. Vi le mai arăt așa o dată repede. Nu le țin bine. Wow. Îmi plac mult de tot. Jurulețele astea. Foarte drăguțe. Deci, cam acesta a fost videoclipul. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să-mi dați un like, un share, un subscribe. Iar noi ne revedem cu un nou unboxing, probabil. Așa că, da. Por la citit!